Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod, un nou tutorial pe acest canal, fraților. Astăzi o să vă arăt cum să vă instalați The Forest gratis. Dar până atunci, vreau să-i fac o mică promovare domnului Jaguar Ro. Are și el 16 abonați, mai mulți decât mine, numai care are foarte multe lucruri interesante. Cum să creezi diferite lucruri? Și Molor Bytes-ul. Credeți-mă, eu am Molor Bytes Premium și el costă bani. Și am reușit să-l fac după el. Deci nu uitați să-i dați și lui un like, un subscribe dacă nu v-ați abonat încă la el. Și linkul deschis îl găsiți în descriere de la canal și de la video. Acum haideți să trecem la episod. Așa, aici o să aveți un link voi în descriere, eu l-am deja aici, l-am pus, să l-am mai ușor, așa, intrați pe linkul din descriere, o să-i dăm telefonul ăsta, da, așa, o să-i dau să deschidă o panoui Dan, sau știți ce, o să intrați, ce-am făcut? Eu l-am mai instalat și l-am dezinstalat, acum să vă arăt toți pașii cum ar trebui să-l faceți. Deci, dar nu uitați de like, share, subscribe dacă mai vreți tutoriale. O să vă instalați jocuri gratuit, am mai făcut pentru Minecraft și The Forest, dar nu vă merge multiplayer-ul. Dacă asta o să ziceți, nu vă merge multiplayer-ul pentru că este un crack. Și e foarte greu de făcut multiplayer-ul. Așa. Se descarcă. Așa. Este un abonat de-al meu. Vă rog frumos să mă scuzați. O să mai... Gata? Gata. O să intrăm în... aici, în... în downloads. O să-l găsesc. Așa. The Forest zip. Eu o să faci, dați dublu click pe el și îl scoateți pe ecran sau unde vă este, nu este mai ușor. O să așteptați până se face. Să nu vă fie frică, dar mai întâi vă recomand, dacă v-ați luat Molor Bytes-ul, opriți tot. Deci opriți tot, toate protecțiile astea de aici, le opriți ca să puteți să-l downloadați, da? Să nu vă fie frică, uitați-vă că o să-l downloadeți și o să-i dau și o scanare rapidă la laptop, să vă arăt că nu este virus. Multă lume cred că o să zică, bă, e virus, nu faceți așa. V-am lăsat și link-ul de la Molor Bytes pentru că... ca să aveți și voi un antivirus foarte bun și gratis, știți? Durează ceva. Și nu uitați, dacă vă place această serie, să apăsați butonul de like, share și subscribe dacă încă nu v-ați abonat și o să mai fie tutoriale cum, nu știu, o să vă instalați diferite lucruri. Dacă o să vă susțin la acest episod, de zic, cum am văzut și la Minecraft, că de asta am făcut. L-ați scos pe ecran, dați dublu click pe el, dați dublu click pe acesta. Așa. A, da, și după, stați.
setup VMware, dați setup exe, dați pe setup VMware, shut the fuck up, și dați install. Acesta e crack-ul. Dar nu vă fie frică. Prima dată vi se va încărca mai greuț. De ori am avut instala și mi se dea să mi se încarcă mai ușor. Sau poate chiar și la mine la fel, nu știu, că îmi dau seama. Și uitați să dați un like la acest episod și să vă chemați prietenii, poate ei și-au dorit de mult The Forest. Și poate ei și-au dorit The Forest și nu le-au dat părinții bani să-și cumpere și astea. Chemați-vă prietenii, spuneți-i să dea un like, un share și un subscribe. Ca să mai vadă diferite tutoriale, o să fac, nu știu, deci o să fie mai tutoriale cu de-astea. Dar nu o să vă meargă multiplayer-ul, asta e singur dezavantaj. Și nu știu, dacă strângem acest episod 5 like-uri, o să vă arăt cum să vă descărcați Counter-Strike Source Free, Source. Da, e un Counter-Strike vechi, dar pe Steam dacă vreți să luați 17 euro și nu vă dă bani pe Steam, credeți-mă. Și încă-l mai am, stați. Uite, Counter-Strike Source, mai că mi s-a buguit asta, am făcut eu o prostie pe aici, am umblat eu și am buguit și-o câteva astea iconițe, dar nu contează asta. Durează ceva, dar asta e tot jocul, credeți-mă, și eu m-am jucat ceva. Și dacă mi-am pierdut save-urile, o să nebunesc, credeți-mă, o să nebunesc, că eu am făcut ceva. Da, și m-am chinuit, adică, da. Așa, sper să aduci muzica, așa. O să... Asta mai avem nevoie și de aici. Eu o să aici până să instalez, o intrați în G, în loc unde vi l-a spus, eu l-am pus în G, în Games. Stați să-l găsesc The Forest. Și imediat, cum s-a instalat, așteptăm, uitați, am văzut aici, dar nu atâta. Nu? Ar fi fost prea ușor. Urmăriți-mă, pentru că acum... Luăm aici, de unde nu țin, aici unde a fost setup-ul, dați pe codex și copiați tot ăsta. Dați copy, asta după ce a putut să-l închideți și dați aici paste. Replace destination și gata. Acum haideți să vă arăt, dar trebuie să faceți, deci după ce s-a instalat, luați codex-ul și îl puneți în loc unde l-ați downloadat. Închidem ăsta frumos. Uitați. Așa, yes, nu vă speriați, trebuie să dați yes, nu vă fie frică că nu s-a întâmplat nimic. Așa. Da, setările depinde ce PC aveți, low, ultra, de el vă dă pe medium. Așa o să-l dau, aici full screen dacă vreți. Nu bifați această căsuță, dar eu vreau să vă arăt să vedeți că merge. Și să vedeți și voi, că dacă dau pe ecran mare... Mă registrează, nu? Da. Mi-a dat mie crash, că am verificat OBS-ul. Da, nu crash. Așa, așa dați, continuă. Ia, da, mi-au urmas lumile salvate. Eu am muncit ceva pentru ele. Nu credeam că o să-mi rămână salvate, dar sunt bucuros că mi-au rămas.
salvate în laptop. O să vă arăt că merg. Am dat pe high, nu? Da, pe high. Nu le am un PC prea bun pentru medium sau scăzut. Adică nu merită, dacă aveți o placă nouă de la GTX 970 acolo, puteți să dați grafice pe high, nu contează procesorul, placa video e cea mai importantă. Să încarcă. Uite, așa. Nu ce ziceam la asta. Oricum, cred că filmează să se vadă în aia. Așa, aici am construit, am făcut diferite lucruri. Mi-am tras un car pentru că vin canibalii după mine, dar canibalii mă iubesc. Nu știu cum să vă spun. Așa, vreau și să-mi pun mâncare sau nu. A, n-am, uitați, o să luăm, oh, shit. Flergan. Am găsit. Și dacă vreți să fac un episod cu The Forest, nu uitați să apăsați butonul de like la acest episod. Da, cam atât a fost episodul acesta de astăzi, dacă v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi, desigur, ne auzim data viitoare. Pa, pa!